David Popovici și-a asigurat pe viață veniturile în urma victoriei obținute la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde tânărul de doar 19 ani a fost cel mai apreciat component al echipei României. Munca depusă pentru succesul obținut nu rămâne neobservată pentru David Popovici. Pentru munca sa, notătorul de la CS Dinamo va primi bani frumoși o viață întreagă. Conform legii, în urma rezultatelor de la Jocurile Olimpice de la Paris, sportivul are asigurată renta viageră maximă, în valoare de 16.000 de lei, aproximativ 3.300 de euro pe lună, bani pe care îi va primi imediat după ce își va încheia activitatea. Fără doar și poate, tânărul înotător a intrat în rândul greilor sportului care încasează renta viageră maximă, cum ar fi Nadia Comăneci, Sandra Izbașa, Elizabeta Lipă sau Marian Drăgulescu. Tânărul de doar 19 ani va primi din partea comitetului Olimpic Sportiv Român pentru aurul și bronzul de la Paris, suma de 200.000 de euro plus 100.000 de euro din partea clubului sportiv Dinamo. De asemenea, fiind legitimat aici, conform informațiilor, David Popovici încasa deja un salariu lunar de 7.000 de euro. Meniul lui David Popovici a stârnit mare interes în rândul românilor, astfel că Mihai Popovici, tatăl acestuia, a oferit detalii despre alimentele pe care le consumă fiul său. Uneori la 4.30, alteori la 5.30, depinde de ora primului antrenament. David consumă cu ochii închiși și iaurt cu mere, pentru a-și continua somnul până înainte de plecarea la primul antrenament. Facem asta în general cu schimbul eu și soția mea, de aproximativ 5 ani, a precizat Mihai Popovici. Am citit și am ajuns să avem informații. Pot să vă spun că David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară, un pahar mare de 250-300 de mililitri și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine, iar mierea este una dintre cele mai complexe alimente cunoscute. Dimineața are diferite combinații. Una dintre ele este într-adevăr iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz și din nou cu miere. E bun pentru tractul intestinal și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate, a conchis Mihai Popovici, relatează click.ro.